Lazare, vino afară. Iisus a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetele 43 și 44. Dragostea Domnului Iisus e diferită de orice dragoste umană. Chiar și dragostea unei mame pentru copiii ei pălește pe lângă dragostea incomparabilă, neschimbătoare a lui Dumnezeu. Se poate ca oamenii să te iubească, dar într-o zi viața ta se va sfârși și vei fi înmormântat. Dumnezeu te iubește atât de mult, însă, încât moartea poate fi doar începutul unei vieți petrecute în prezența sa. Apostolul Ioan a auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nici nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa, capitolul 21, versete de la 3 până la 4. Puterea lui Iisus nu se schimbă, dragostea și mântuirea lui Iisus nu se schimbă. Noi suntem cei care avem nevoie să fim schimbați pentru a ne conforma caracterului lui Dumnezeu. O asemenea transformare în viețile noastre reprezintă un proces continuu, inițiat în clipa când începem să trăim pentru Iisus Hristos, dar procesul de transformare într-o asemănare tot mai mare cu El va continua până în ziua morții noastre. Cităm: De aceea nu suntem descurajați. Dacă omul nostru din afară piere, totuși lăuntrul nostru este înnoit din zi în zi. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. Când predic în biserici pe tot globul, observ trei feluri de oameni care sunt prezenți. În primul rând, sunt acei oameni cu inima ca Marta. Martei i-a plăcut să-i slujească pe alții. Adeseori era ocupată cu pregătirea mesei sau cu altceva ce avea să fie o binecuvântare pentru Domnul și pentru ucenici. Cu toate acestea, Iisus a trebuit să o mustre pe Marta din cauza că ea și-a întors privirea de la relația cu El și dădea prea mare atenție slujirii. Acest lucru reprezintă un pericol pentru oricine îl slujește pe Domnul. Al doilea tip de oameni sunt cei care se aseamănă cu sora Martei, cu Maria. Mariei îi plăcea să vină și să șadă la picioarele lui Iisus, ascultând tot ce spunea El. Adeseori creștinii care sunt ocupați cu slujirea Domnului pot fi critici la adresa celor care își petrec vremea numai șezând la picioarele Lui. Marta a început să cugete că Maria nu îi dă nicio mână de ajutor și a întrebat, citez: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Luca, capitolul 10, versete de la 40 la 42. Al treilea tip de oameni pe care îi văd în biserici peste tot în lume sunt cei asemenea lui Lazar, fratele Mariei și al Martei și prieten cu Iisus.
Când a murit Lazar, surorile lui, citez, au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ioan, capitolul 11, versete de la 3 la 4. Când am plecat din China și am început să vorbesc în biserici, peste tot în lumea occidentală, am fost șocat să descoper că în viața multor creștini și a multor biserici a mai rămas doar puțină căldură spirituală. Se poate să mai fi rămas doar câțiva tăciuni fumegânzi din focul de odinioară de pe altarul lui Dumnezeu, dar am vești bune pentru voi. Chiar și acei tăciuni se pot reaprinde atunci când suflă peste voi vântul Duhului Sfânt. Când Iisus a auzit că prietenul său Lazar a murit, le-a spus ucenicilor că vor călători înapoi în Iudeea, unde a trăit Lazar. Însă ucenicii au încercat să-l facă pe Iisus să se răzgândească. Citez: Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi. Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Ioan, capitolul 11, versete de la 8 la 15. Când Iisus își pune în gând să facă ceva, nicio putere din universul acesta nu-i poate obstrucționa planul. Atunci când a ajuns împreună cu ucenicii săi în Iudeea, Marta a alergat să-l întâmpine pe Iisus și a spus, citez: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ioan, capitolul 11, versetul 21. Cred că biserica din Occident se află în general în aceea situație în care se afla Marta. Cunoașteți intelectual adevărurile referitoare la cuvântul lui Dumnezeu, dar vă place să vă conduceți singuri viețile. Ca și Marta, mulți creștini strigă: Doamne, dacă ai fi lucrat potrivit cu planurile noastre, nu am fi sfârșit niciodată în haosul acesta. Prieteni, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu e deloc interesat de planurile voastre. El e interesat numai de planurile sale. Atât de multe biserici și atât de mulți indivizi credincioși cred că trebuie să-și facă propriile planuri și strategii, iar apoi să ceară, în unele cazuri, poruncind chiar ca Dumnezeu să le binecuvinteze. Dumnezeu cel atotputernic nu este slujitorul nostru. El nu face ceea ce îi spunem noi să facă. Mulți creștini trebuie să coboare de pe tronul pe care l-au construit pentru ei înșiși și să cadă cu fețele la pământ înaintea lui Dumnezeu, făcând orice le cere stăpânul să facă. Când Iisus a înștiințat-o pe Marta că a venit să-l învieze pe Lazar din morți, Marta a apelat la cunoștințele sale teologice spunând, citez: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Ioan 11:24.
Aceasta e caracteristica principală a creștinilor care îl cunosc pe Iisus numai dintr-o perspectivă teologică. Ei știu despre istoria lucrării lui Dumnezeu cu oamenii și știu că în viitor Dumnezeu va îndrepta toate lucrurile, dar ei nu știu ce poate face Iisus aici și acum. Iisus este fie un personaj istoric, fie unul aparținând viitorului, dar nu o realitate prezentă în viețile lor zilnice. Multe biserici sunt actualmente moarte din punct de vedere spiritual din cauza că îl țin pe Iisus la distanță, ca să fie siguri că pot continua să-și controleze viețile și să-și vadă de propriile planuri. Până nu realizați că Iisus Hristos cel viu dorește să dețină un rol central în tot ceea ce faceți, nu veți vedea o trezire. Până ce El nu e întronat pe drept ca împărat al împăraților și domn al domnilor, planurile voastre vor continua să fie nimicite și veți vedea puține binecuvântări adevărate coborând din cer peste activitățile voastre. Reacția Mariei a fost mai bună decât a surorii sale. Când Marta i-a spus Mariei că a sosit Iisus, ea s-a aruncat la picioarele lui și a zis, citez: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ioan, capitolul 11, cu 32. Maria se afla la locul potrivit, la picioarele lui Iisus, dar ea nu a înțeles pe deplin puterea lui Dumnezeu pentru ziua de față. Iisus a fost profund mișcat de lacrimile Mariei și ale celorlalți care plângeau și a plâns și el. Biblia ne spune că, cităm, atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult, și unii dintre ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Ioan, capitolul 11, versete de la 36 la 37. Nu e ciudat că oamenii îl acuză adeseori pe Dumnezeu că nu-i ajută în vremuri de necaz și de dezastru? Când vine un cutremur sau un tsunami, o mulțime de oameni se ridică deodată și aruncă vina pe Dumnezeu pentru faptul că nu a prevenit dezastrul. Aceiași oameni care se complac în păcate strigătoare la cer și care își bat joc de Dumnezeu în necredința lor, dintr-o dată au curajul să-L critique și să-L condamne atunci când lucrările nu merg cum le-ar plăcea lor. Iisus s-a dus la mormântul în care era îngropat Lazar și a cerut celor prezenți să dea piatra la o parte. Marta nu a fost de acord cu aceasta, așa că a protestat, citez: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Ioan, capitolul 11, cu 39. Dacă biserica ta sau viața ta spirituală sunt deja moarte de o bucată de vreme, nu-ți pierde speranța. Iisus poate învia chiar și un trup care miroase din cauza descompunerii. Nu limita puterea lui Dumnezeu la concepțiile tale și cu lipsa ta de credință. Sunt convins că Domnul Iisus te poate aduce înapoi la viață. Iisus a ridicat ochii spre ceruri și s-a rugat Tatălui, apoi a poruncit lui Lazar, vino afară, iar mortul a ieșit afară din mormânt, cu giulgiul înfășurat în jurul trupului și cu ștergarul în jurul feței. Apoi Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Ioan, capitolul 11, versetul 44. Prietene, te-au istovit anii în care ai încercat să străiești viața creștină prin propriile-ți puteri? Îți faci încă propriile planuri, cerându-i lui Dumnezeu să le binecuvinteze, în loc să cauți să cunoști planurile Lui
și să te supui lor, Iisus vrea să te elibereze. El dorește să-ți dai jos giulgiul de îngropăciune și să-l schimbi cu hainele neprihănirii. Se poate ca credința ta să fie ajuns uscată și lipsită de prospețime, dar Dumnezeu dorește ca din lăuntrul tău să curgă râuri de apă vie. El dorește să te aducă din nou la dragostea din tâi și să umbli în supunere față de El. El nu e numai Dumnezeul trecutului și al viitorului, ci e și Dumnezeul zilei de azi. Chiar dacă viața ta spirituală s-a stins și dacă te simți legat cu giulgiul eforturilor omenești și al legalismului, cred că mai există speranță pentru tine. Chiar dacă te-ai aflat pentru un timp în întuneric, incapabil să vezi lumina adevărată a Evangheliei și să simți căldura soarelui pe fața ta, nu e încă prea târziu. În mijlocul întunericului în care te găsești, dacă auzi glasul lui Iisus chemându-te să ieși afară, începe să umbli urmându-i glasul și El te va elibera. Te încurajez să îngenunchezi și să-ți verși inima înaintea Domnului. Îngăduie-i să te elibereze de păcatele tale ascunse, care te-au legat și care te-au ținut în lanțuri. Dacă ți-a făcut cineva vreun rău și nu l-a iertat, acum e timpul să-l ierți din toată inima. Neiertarea și amărăciunea te vor ucide pe dinăuntru. Nu contează dacă te resping oamenii și dacă spun că nu ai nicio valoare. Tot ce contează e că Iisus te iubește și că dorește să fie cel mai bun prieten al tău. Domnul nostru a spus, citez: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Ioan, capitolul 15, versete de la 13 la 17. Tu, cel iubit de Iisus, vino afară.